doctoriță i-a scos fostului prieten toți dinții după ce acesta a părăsit-o pentru altă femeie. Coșmarul pentru acesta a continuat atunci când noua iubită l-a părăsit din cauză că nu mai are dinți în gură. Doctorița i-a injectat o doză puternică de anestezic și i-a scos toți dinții, după care i-a înfășurat maxilarul cu un bandaj, pe motiv că au apărut complicații și i-a recomandat să vadă un specialist. Nu am avut niciun motiv să nu o cred, era specialist totuși, dar când am ajuns acasă și m-am uitat în oglindă, nu mi-a venit să cred. Îmi golise gura de dinți, a declarat fostul partener. Noua iubită pentru care renunțase la doctoriță l-a părăsit, motivul fiind că nu poate sta cu un tip care nu are niciun dinte în gură. Acum, bărbatul este nevoit să plătească o avere pentru a-și pune din nou dinții. Fosta acestuia este cercetată pentru malpraxis și abuz de încredere și riscă 3 ani de închisoare. Relatează ziare.com.